Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Stimată Biserica Domnului Iisus, pentru mine și pentru Carmen, soția mea, este o experiență deosebit de plăcută să fim în mijlocul Bisericii Domnului și să avem ocazia să vă salutăm în numele Domnului. Vă aducem salutări din partea Bisericii de unde noi venim, a fraților, a surorilor, unde foarte probabil că aveți rude, prieteni, cunoscuți. Suntem împreună cu dumneavoastră în această seară pentru că am dorit să fim cu dumneavoastră în această seară. N-am mai fost de mult pe aici. Ne-a fost dor de pastorul dumneavoastră, de fratele Nelu Filip, pe care am avut bucuria să-l revedem bine, sănătos și în pace. Ne-a fost dor de mulți dintre dumneavoastră pe care vă cunoaștem mai îndeaproape sau mai de departe și de frumoasa părtășie cu care am rămas în suflet, cu amintirea ei, ultima dată când am fost cu dumneavoastră. De asemenea, suntem bucuroși să fim cu prietenii noștri care au fost speciali pentru noi de-a lungul anilor, Adi, Estera, Damaris, fica lor, una dintre fiicele lor, recunoscători față de familia Ursu care ne-au găzduit, care ne hrănesc și care se îngrijesc de noi ca de niște fii de Dumnezeu. Sunt bucuros să-l revăd pe fratele păstor Ștefan Cristea aici, la Poarta Cerului, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru perspectiva bucuriei pe care o avem în această seară la picioarele Domnului, loc în care ne-am găsit mântuirea, mângâierea și vindecarea. Domnul să fie lăudat! Amin. Dragă Biserica Domnului Iisus, în această seară aș vrea să citesc câteva cuvinte din carte și apoi pe marginea acestor cuvinte să spun câteva lucruri care cred în inima mea că sunt de folos pentru noi, generația acestor vremuri complicate, pline de contradicții, de ciudățenii și de foarte multă destrăbălare. Vreau să citesc din carte, din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, capitolul 17, din cartea lui Ioan. Și din respect pentru stăpânul nostru, vă rog respectos să vă ridicați în picioare. O să citim împreună versetul 1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Am venit cu bucurie la Timișoara. Acum vin mai rar, altădată veneam mai des. Așa este viața. Aș vrea în această seară, plecând de la acest cuvânt al Domnului care a ieșit odinioară de pe buzele sfinte și divine ale Mântuitorului nostru drag și scump Iisus Hristos, să vorbim puțin despre ceasuri. Sigur, eu nu mă refer la ceas ca și instrumentul acesta care măsoară timpul pentru noi, ci mă refer la o bucată de timp. De multe ori în Scriptură este folosit cuvântul ceas și întotdeauna este folosit ca o perioadă de timp, uneori de 60 de minute, altădată o perioadă aproximativă. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ cu o misiune specială. El nu s-a născut ca noi, El s-a întrupat. El nu a apărut în existență din întâmplare, ci El a venit intenționat. El nu s-a născut ca să fie fericit și să trăiască. El s-a născut cu o misiune și ca să moară. Misiunea Lui a fost să ne plătească amenda murind în locul nostru și ispășindu-ne înaintea Lui Dumnezeu. Ori de câte ori ucenicii sau altcineva a încercat să-L abată de la misiunea sa, El întotdeauna a argumentat că eu am venit să împlinesc voia Tatălui meu, eu am o misiune concretă. Atunci când a încheiat misiunea, înainte să moară, vă aduceți aminte că a folosit celebra expresie tetelestai. Această expresie este una comercială în limba greacă și mai ales în limba greacă de atunci, care vorbea despre o stare de recunoștință și de mulțumire față de partenerul de afaceri cu care a încheiat o afacere onorabilă exact în termenii stabiliți inițial. Și ori de câte ori doi oameni făceau o afacere și ea se termina cum a fost stabilită inițial, ei își strângeau mâna și spuneau tetelestai. Adică sunt mulțumit de cum au decurs lucrurile, misiunea a fost îndeplinită, o să mai fac și altă dată afaceri cu tine. Asta a spus Domnul Iisus Hristos atunci când și-a încheiat misiunea. Misiune îndeplinită.
Adică toate motivele pentru care El a venit în lume prin întrupare au fost pe deplin îndeplinite și acum se poate duce din nou în locul de unde a venit pentru un timp. El spune, Tată, a sosit ceasul. Ceea ce înțeleg din afirmația aceasta a Mântuitorului pe care o face în Ioan 17 în capitolul rugăciunii sale, este faptul că Domnul Iisus Hristos a fost în pas cu planul lui Dumnezeu, cu timpul lui Dumnezeu și cu agenda lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a simțit ce trebuie să facă de fiecare dată. Regret foarte multe momente din viața mea. Când am plâns în loc să râd sau când am râs în loc să plâng. Când nu am fost la pas cu voia lui Dumnezeu. Când pur și simplu am ținut cont mai mult de nevoile mele, de ezitările mele, de fricile mele, de dorințele mele, de planurile și proiectele mele și mai puțin am ținut cont de El. Îmi este rușine de toate momentele acestea și astăzi, când mă aflu la vârsta aceasta, sunt mult mai atent cu privire la acest aspect. Domnul a știut ce trebuie să facă în fiecare clipă și nu cred că există un om mai înțelept decât omul care simte voia lui Dumnezeu și care are interes pentru ea împlinind-o. Domnul a spus, Tată, a sosit ceasul. Ceasul pentru ce? Viața noastră este compusă din ceasuri, din perioade de timp. Unele se numesc ani, luni, săptămâni, zile, minute, secunde și așa mai departe. Fiecare dintre noi astăzi suntem surprinși de Dumnezeu într-o zi aici la poarta cerului. Ziua aceasta n-a mai fost niciodată. Au mai fost alte zile, dar nu asta. Numai astăzi este astăzi și ea n-a mai fost și nu va mai fi. Este un cadou sfânt pe care ne-l dă Dumnezeu, un cadou de 24 de ore cu care putem să facem ce vrem. Apropo, ce ați făcut cu ziua aceasta până acum? Mai este un pic și se încheie și niciodată nu vom mai putea intra în ea. Devine încuiată în ce numim noi trecut și numai Dumnezeu mai poate să intre în trecut. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a cunoscut timpul și a știut ce trebuie să facă folosindu-l pentru a-și îndeplini misiunea. Și noi suntem la fel. Numai că uneori, interesele noastre intră în conflict cu interesele lui Dumnezeu. Ce ne place nouă intră în conflict cu ce îi place lui Dumnezeu. Și uneori primează ce este al nostru și ce ne place nouă. Dacă ne gândim în viața noastră, sunt ceasuri pe care noi le punem să sune și sunt ceasuri pe care Dumnezeu le pune să sune. De pildă, atunci când ne-am născut, a fost un ceas, a fost un moment. Și ceasul nașterii este independent de voința noastră. Nici măcar nu am fost conștienți. Pur și simplu ne-am trezit într-o dimensiune numită viața umană, pentru care nu ni s-a cerut aprobarea. Nu am fost întrebați cum ne-ar place să arătăm. Înălțime și așa mai departe. N-am fost întrebați în ce familie și pe ce continent ne-ar place să ne naștem. N-am fost întrebați ce gen ne-ar place să avem și nimic altceva din toate componentele vieții noastre care sunt așa de complexe. Pur și simplu, este independent de voința noastră. Ne-am trezit aici, obligați să continuăm. Și vrem, nu vrem, trăim viața aceasta pe care, deși este grea, e cel mai bun lucru pe care îl avem. Viața aceasta într-o zi se va încheia prin ceea ce se numește ceasul morții. Și ca și nașterea, decesul unui om este independent de voința lui. După cum nu ni s-a cerut voie să venim aici, nu ni se va cere voie să plecăm de aici. Și cum am venit pur și simplu, vom pleca pur și simplu. Nașterea este ca moartea și moartea este ca nașterea. O apariție și o dispariție. De fapt, dispariția este o nouă apariție într-o altă dimensiune pe care o să o vedem într-o zi și foarte probabil că este aceea la care sperăm. Moartea este independentă de voința noastră, nu avem nimic de spus, nu ne întreabă nimeni când și cum, de unde, de lângă cine, ci pur și simplu se întâmplă. Ca și nașterea, într-o zi, la un ceas. Între aceste două ceasuri mai este unul pe care îl hotărâm noi, dar înainte de ăsta o să vorbesc de al treilea, care e după moarte, că după ce omul moare o singură dată, vine judecata și judecata este al treilea ceas, independent de voința noastră. Nu hotărâm când ne naștem și niciun detaliu în legătură cu miracolul acesta, nu hotărâm când murim, excepție făcând sinuciderea la care sper că nu se gândește niciun om cu mintea întreagă,
Niciun om care nu este doborât și frânt de viață într-un mod negativ. Și de asemenea, judecata este un alt moment pe care noi nu-l hotărâm și nu avem nimic de spus acolo. De fapt, judecata aceasta nu este o invitație înaintea lui Dumnezeu în perspectiva iertării, ci este o invitație înaintea lui Dumnezeu pentru pronunțarea sentinței. În afară de judecata aceasta de la tronul alb, vă spuneam eu data trecută la cina Domnului când am fost aici și alții ca mine înainte și după, că există trei judecăți și acestea sunt prezentate în 1 Corinteni, capitolul 11, acolo unde Biblia în contextul cinei Domnului spune că dacă vă judecați singur, nu mai sunteți judecați. Acesta este harul mărturisirii și părăsirii unui păcat. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă voi, atunci eu. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, atunci eu sunt drept și credincios să vă iert de orice, orice, orice păcat. Cine fuge de harul mărturisirii va fi constrâns de Dumnezeu și Biblia spune că atunci când suntem pedepsiți, suntem judecați de Dumnezeu. Când suntem judecați de Dumnezeu, suntem pedepsiți. Cine nu vrea să se judece singur, îl pune pe Dumnezeu în situația să-l judece el. Dacă eu mă judec singur, mă judec prin mărturisire și este cel mai simplu, cel mai ușor și de preferat. Dar dacă omul fuge de harul acesta, o să se confrunte cu judecata lui Dumnezeu, care e prin pedeapsă, dar tot cu scopul iertării. Însă, al treia fază a judecății înaintea tronului alb nu mai este pentru iertare. Frații mei, există ceasul nașterii. Noi am avut parte de el, de aia suntem aici. La mine s-a întâmplat cu aproximativ 51 de ani în urmă. Există ceasul morții. E la un pas de mine și probabil și de dumneavoastră. Pasul acesta poate să însemne un minut sau poate să însemne foarte mulți ani. Domnul știe. Apoi urmează ceasul judecății. Aceste trei ceasuri, aceste trei evenimente, care sunt pur și simplu cardinale în existența unui om umană și postumană, toate acestea trei sunt în mâna lui Dumnezeu și noi oamenii nu avem niciun drept să hotărâm când, cum sau detaliile acestora. Însă, între primele două ceasuri, naștere și moarte, există încă un ceas pe care noi îl hotărâm pentru că Dumnezeu l-a pus pur și simplu în mâna noastră, la discreția noastră și este pur și simplu dependent de voința noastră. Și acesta este ceasul mântuirii. Noi nu știm când este ceasul morții, nu știm când e ceasul nașterii și nici al judecății, dar știm când e ceasul mântuirii. Ceasul mântuirii este vechi în ceea ce privește organizarea acestuia, realizarea acestuia. Pentru că Dumnezeu Tatăl pur și simplu l-a proiectat. Dumnezeu Fiul, folosind proiectul, l-a realizat. Și Dumnezeu Duhul Sfânt îl aplică. Și Biblia spune că Duhul Sfânt când va veni, va dovedi lumea că este vinovată în ceea ce privește și prezintă trei factori. Rolul Duhului Sfânt este să aplice mântuirea lui Dumnezeu. Și puțin mai târziu vom vorbi despre felul în care Duhul Sfânt aplică mântuirea lui Dumnezeu. Eu știu că noi aici suntem în cea mai slabă formulă în care putem fi din punct de vedere pedagogic. Dacă la școală un profesor de matematică și-ar permite să ia clasa întâia și să o pună în aceeași sală cu clasa a doua, în aceeași sală cu clasa a treia și în aceeași sală cu ultima clasă, adică cu cei de la doctorat, și-ar încerca să țină o lecție de matematică, aș vrea să vă întreb, ce ar trebui să spună în lecția aia de matematică? La cei de clasa 1 ar trebui să le spună 1, adică un bețișor, plus încă 1, adică un bețișor, fac două bețișoare. Și cei de la facultate vor ieși afară că chestia cu bețișoarele îi lasă reci. Dar dacă va încerca să spună ceva celor de la facultate, cei din clasa 1 vor ieși afară că îi lasă reci. Ei, cam așa suntem noi aici. Văd în sală oameni care zâmbesc. E adevărat că nu știu de ce, dar e dreptul lor să zâmbească. Sunt în sală oameni care plâng. Nici asta nu știu de ce, dar plâng. Sunt în sală oameni care folosesc telefonul, sunt în sală oameni care folosesc Biblia, sunt în sală oameni care folosesc mintea, fiecare folosește ce vrea. Ei, noi suntem aici de multe feluri. Unii au experiență cu Dumnezeu, alții n-au. Unii înțeleg ce este mântuirea, alții nu înțeleg. Suntem o adunare foarte pestriță. Însă Duhul lui Dumnezeu trece dincolo de capacitatea unui predicator și știe să așeze în inima fiecărui om ceva ce îi este de folos. Chiar dacă noi suntem foarte diferiți, Dumnezeu poate să treacă dincolo de diferența noastră și să ne vorbească. Ceea ce vreau să vă spun în această zi este că e o mare înțelepciune să folosești ceea ce ai dreptul să folosești, adică ceasul mântuirii. Pentru că oricum,
ești depășit de ceasul nașterii, ești depășit de ceasul morții și ești depășit de ceasul judecății. Înghițim pastile cu pumnul și după vârsta de 50 de ani, fiecare subiect pe care îl au oamenii când se întâlnesc are legătură cu medicamentele, are legătură cu mâncarea sănătoasă, are legătură cu tot felul de standarde ale colesterolului, ale diabetului, ale hipertensiunii și așa mai departe. Eu nu am vorbit sub vârsta de 50 de ani de lucrurile astea și nici nu m-am interesat ce mănânc. Toată copilăria am mâncat salam și ciocolată. Acum nu mai am voie să mănânc salam și ciocolată. Aproape că nici nu știu de ce. La vârsta aceasta încercăm să mai întindem ce se mai poate întinde și cineva spunea că n-are rost să mănânci vegetale pentru că oricum nu te ajută decât să trăiești 2 ani mai mult. Și eu i-am spus, domnule, dar 2 ani mai mult înseamnă foarte mult. Și el mi-a spus, da, dar asta este peste vârsta de 80 de ani și nu mai contează. Atunci când vorbim despre ceasuri, un singur ceas stă la dispoziția noastră, ceasul mântuirii, Dumnezeu Tatăl l-a proiectat. Dumnezeu Fiul l-a realizat cu 2000 de ani în urmă și Dumnezeu Duhul Sfânt îl aplică, iar eu sunt singura persoană din lume care îi spun Duhului Sfânt, vreau să fiu mântuit sau nu vreau să fiu mântuit. Nu mă poate obliga absolut nimeni. Nu mă poate constrânge familia, nu mă poate constrânge fratele păstor Nelu Filip sau fratele Ștefan Cristea, nu mă poate constrânge soția, nu mă poate constrânge poliția, absolut nimeni. Pur și simplu am deplină libertate să spun da sau nu. Considerând această măreață libertate, dar și uriașă responsabilitate, vreau să vă întreb, să nu vă cadă cu supărare că îmi permit să vă întreb. Eu nu vă întreb de pe o poziție de superioritate. Eu vă întreb cu dragostea Domnului și în numele Lui. Dumneavoastră sunteți niște oameni mântuiți? Se vede lucrul acesta? Știu oamenii din jurul dumneavoastră că sunteți niște oameni mântuiți? Sunt aici și oameni nemântuiți. Din ce cauză sunteți nemântuiți cei care acum și aici sunteți nemântuiți? Înțelegeți ce înseamnă să fiți nemântuiți, beneficiile mântuirii și grozăvia absenței mântuirii? Sunteți pregătiți să aflați beneficiile și, dimpotrivă, pierderile dacă rămâneți în starea asta de nemântuire, în ciuda faptului că aveți o libertate deplină să hotărâți dacă vă mântuiți sau nu? Mântuirea e veche de 2000 de ani. Este realizată de Domnul Iisus și Duhul Sfânt o aplică fiecărei inimi, cercetând-o. Însă omul are deplină libertate să spună da, sub condiția credinței, cred că Iisus Hristos este Domnul și a murit pentru mine, și sub condiția căinței, da, eu îmi pare rău, regret, am remușcări, sunt vinovat, recunosc, pur și simplu să primească mântuirea lui Dumnezeu care este în dar. În dar. Dar, atunci când vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu, trebuie să spunem că mântuirea lui Dumnezeu nu este altceva decât o împăcare cu Dumnezeu, un Dumnezeu cu care fiecare om este certat. Oamenii s-au certat cu Dumnezeu prin infidelitate. Așa cum o soție sau un soț intră într-o stare de conflict, probabil de cele mai multe ori sfârșindu-se prin divorț, datorită infidelității unuia dintre ei, tot la fel în urma infidelității și a trădării omului față de Creator și față de Dumnezeul care l-a creat, Dumnezeu pur și simplu l-a deportat pe om din prezența sa și omul a rămas singur sub blestem pe un pământ blestemat. Există în lume foarte multe minciuni spuse, însă două dintre ele sunt cele mai mari două minciuni din istorie. Prima, cea mai mare minciună din istorie, este minciuna pe care diavolul a folosit-o spunând următorul lucru: păcatul este permis și neprihănirea nu este obligatorie. Dumnezeu a venit și a spus omului că în momentul în care va păcătui, va muri. Acum, vorbind despre trei judecăți, vorbim și despre trei morți. Când Adam a păcătuit, a murit sau nu? Dar cum a murit? Că a vorbit și a mai trăit și a făcut copii. Evident că este necesar să spunem pentru cei care nu au o cultură biblică sau teologică că și moartea este de trei feluri. Prima fază, deși omul rămâne în continuare în viața biologică, este moartea spirituală. Asta înseamnă că omul are în hold, în stand-by, inactiv, deși e potențial, aparatul care relaționează cu Dumnezeu numit Duhul omului, Spiritul. Moarte spirituală înseamnă spiritul inactiv, adică omul este pur și simplu deconectat de prezența lui Dumnezeu.
Și fiind deconectat de prezența lui Dumnezeu, pentru el Dumnezeu nu există. Dar pentru el nu există. Asta este moartea spirituală. Moartea spirituală înseamnă că un om nu doar că păcătuiește, ci că trăiește în păcat și este dominat și robit de păcat. Asta este prima moarte. Așa a murit Adam. Pur și simplu Dumnezeu a devenit inexistent pentru el, iar el a devenit îndepărtat de Dumnezeu și însingurat de Dumnezeu. A doua moarte e cea biologică, a bunicilor pe care îi ducem la mormânt. Și a treia moarte e cea veșnică, când oamenii vor merge în iad, iadul care de altfel a fost realizat, făcut pentru diavolul. Dar oamenii care îl urmează, îl ascultă și se lasă instigați de el, vor merge tot acolo. Iadul este o penalizare, este o pedeapsă a oamenilor care trăiesc în păcat și după ce au trăit în păcat, îi spun lui Dumnezeu nu când Dumnezeu le propune să ierte. Îi spune lui Dumnezeu nu vreau când Dumnezeu le propune, sub condiția căinței și a credinței, să accepte mântuirea. Cea mai mare minciună din universul acesta este a diavolului când a venit la oamenii care au auzit condiția rămânerii în prietenie cu Dumnezeu, fidelitatea. Ce își dorește un soț sau o soție de la partenerul de viață mai mult decât fidelitate? Ce își dorește un părinte de la copil și invers? Ce își doresc doi parteneri care fac business împreună decât fidelitate? Este cea mai des întâlnită greșeală, păcat și trădare umană. De câte ori n-ați fost mințiți, trădați? De câte ori n-a fost exploatată sinceritatea dumneavoastră? Poate chiar naivitatea și inocența dumneavoastră. De câte ori n-ați fost manipulați? Ce se întâmplă cu o fată care crede în minciunile unui băiat care are alte scopuri și după aceea el se mută la o alta? Experiența aceasta este cea mai des întâlnită în lacrimile noastre, în suferința noastră și în singurătatea noastră. Ei, diavolul a venit la oamenii aceștia cărora li s-a interzis să păcătuiască, sub avertizarea că dacă păcătuiesc vor muri. Diavolul a venit și la ei și le-a spus următorul lucru: nu este adevărat că nu aveți voie să păcătuiți. Păcatul e permis. Păcatul e tolerat, este opțiunea voastră. Nu este adevărat că nu aveți voie să păcătuiți. Și când omul a auzit această alternativă, i-a plăcut să creadă că este adevărat și a încercat-o. Așa a murit omul, așa s-a supărat Dumnezeu pe el, așa a fost scos din prezența sa, așa a ajuns să îmbătrânească, să moară, așa a ajuns să fie sub blestem, așa a ajuns femeia să primească nume ca și celelalte animale, că numele primite de la Adam sunt simbolul autorității acestuia și subordonarea lor față de el. Nu vreau să intru în amănunte, dar vreau să spun doar atât. 2 Petru capitolul 1, versetul 4. Ne vorbește despre ce s-a întâmplat în lume, cum și când. Și Petru spune următoarele cuvinte în 2 Petru capitolul 1. O să dau pagina acolo și mi-a doar câteva clipe. Uitați ce spune Biblia. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Lumea în care noi trăim este stricată. Tot salamul dintr-un raft este stricat. Indiferent de la ce cap muș dintr-o bucată de salam sau de cârnat atunci când este stricat, e la fel de stricat. Indiferent ce bucată mănânci din bucata aceea de salam, este la fel de stricat. Și Biblia spune, lumea în care trăim este stricată. Degeaba vă duceți în America, că e la fel de stricată. Degeaba mergeți în Europa, degeaba vă duceți în Africa sau Asia, este stricată. Degeaba rămâneți la țară sau la oraș, este stricată. Iar stricăciunea e provocată de poftă. Care poftă? Pofta din inima omului. Vă aduceți aminte care a fost declarația pe care a dat-o Eva în urma păcătuirii? Ea spune așa, am văzut, am poftit, am luat și am mâncat. Pofta a condus la stricăciune. Vă aduceți aminte care este declarația lui David, spre exemplu? El spune următoarele cuvinte, am văzut-o pe cine? Pe femeia aceea. Acum hai să fim serioși. Și asta dacă era o femeie bine intenționată, nu mai avea unde să se scalde devenind goală, scoțându-și îmbrăcămintea, decât sub fereastra casei împărătești, Iordanul era de unde izvorăște din nord până la Marea Moartă. Era lung cât Israelul. Și a găsit un loc unde să se scalde, unde foarte probabil că a fost sperat, că a sperat să fie văzută și până la urmă lucrul ăsta s-a întâmplat. Nu vreau să devin insinuant, m-am gândit numai cu voce tare la aspectul acesta, având intenția să provoc în mintea dumneavoastră un anumit mod de a gândi.
Ei, revenind, David dă următoarea declarație. Am văzut-o, am poftit-o, am trimis un soldat, a adus-o și așa mai departe. Pofta este implicată acolo. Am putea să ne ducem la Ahab, când l-a omorât pe bietul om să ia grădina moștenită. Și spune următorul lucru, am văzut-o, am vrut să o am cumpărând-o, dar nu mi-a fost posibil, l-am omorât pe bietul om și pentru că am poftit bucata aceea de pământ, am avut-o. Și putem să vorbim despre foarte multe păcate de genul acesta și peste tot oamenii dau declarație și verbul a pofti este prezent. Frați și surori, știți de ce oamenii consumă alcool? De poftă. Știți de ce oamenii se uită la pornografie? De poftă. Știți de ce oamenii curvesc? De poftă. Pur și simplu cu o femeie la fel, la fel, la fel, la fel, la fel ca femeia lor. Da, de poftă. Este inexplicabilă pofta. Pofta n-are nicio explicație. Ce explicație să ai tu că te-ai certat cu mama și cu tata ca să te căsătorești cu fata asta și pentru o bucată scurtă de timp, pur și simplu tu te duci la o alta? Unde este rațiunea? Unde-i câștigul? Unde-i avantajul? Unde este explicația? Dom'le, 1+1 = 2, înțeleg. Dar pofta n-are nicio explicație. Este o târâre drăcească, instinctuală. Diavolul știe că oamenii au instincte primare, care n-au nicio rațiune, nicio explicație și le activează. Le dă cu parfum pe la nas, cu miros. Și astea hormonal se activează. Oricine se uită la pornografie să știe bine și spun astăzi din nou că pornografia aceasta stimulează sistemul hormonal și îl pune pe foc. Și atunci omul trebuie să se descătușeze de presiunea aceasta a stimulării sistemului hormonal și dacă nu este căsătorit, atunci va ajunge la un alt păcat numit autosatisface. Iertați-mă că dau niște exemple de genul ăsta, dar ele sunt stil de viață astăzi. Și întotdeauna când vei ajunge la primul, să știi că există legea insuficienței permanente în viață. Ce faci acum nu te mai satisface mâine, ci doar acum. Și nici peste 5 minute. Și orice pas îl faci, să știi că mai urmează unul. Când deschizi ușa, să știi că o vei da de perete. Nu o dai acum, o dai mâine. De aceea când întrebi un pastor, am voie să fac ceva gri, eu îți spun că negru începe cu gri și albul se termină tot în gri. Să nu mă întrebi dacă ăsta e păcat, că nu te vei opri aici și eu spun că e păcat, nu că e păcat ăsta, ci că e păcat ăla care urmează. Când îți lași fusta un pic mai sus de genunchi, eu știu că mâine o să mai scurtez un deget. Eu știu sigur că din moment ce ai plecat de la reperul de bun simț, atunci eu știu că nu te vei opri. Asta este numai un pas, că nici eu dacă vreau să ajung acolo, nu pot să fac un pas de aici până acolo. Și încep să-mi fac un pas. Ei, la fel este orice păcat pe care îl face un om. Și îmi vei spune, aia ce mare filozofie că am făcut un pas, ascultă-mă, eu am 51 de ani și știu că faci un pas ca să ajungi la al doilea și îl faci pe al doilea să ajungi la al treilea și îl faci pe al treilea să ajungi la al patrulea, că tu de fapt 4 pași vrei să faci, dar le împarți în bucăți, că nu ești pasăre să zbori. Asta este limpede pentru un om înțelept care citește Biblia. E foarte limpede. Iar dacă inconștient faci lucrurile astea, vreau să spun, cum nu ești conștientă că ai scurtat-o un deget, să știi că nu o să fii conștientă nici când o să o scurtezi de tot. Și pur și simplu lucruri care sunt private ale tale sau ale soțului, dacă ești căsătorită, le arăți la toată lumea că nu ai nicio posibilitate să atragi valoarea și atenția oamenilor decât pur și simplu să-ți expui lucrurile private ale corpului. Cine are minte și arată mintea. Cine are bani și arată banii. Cine nu are niciuna nici alta, trebuie să găsească oamenii ceva cu care să iasă pe piață. Trăim într-o lume în care trebuie să oferi ceva. Ce să oferi? Ce să oferi când nu ai ce să oferi? Nu vreau să devin cinic, nu este scopul meu. Vreau numai să spun următorul lucru. Cine l-a cunoscut pe Iisus Hristos devine rob chiar dacă e apostol. Și nu știu dacă cineva de aici este apostol. Devine rob. Iar un rob nu mai hotărăște cum se îmbracă, cum vorbește, ce prieteni are, la ce oră se trezește și când se culcă. Stăpânul hotărăște asta. Pavel spune în Galateni 2:20 versetul următor. Am fost mort, dar trăiesc. Însă nu mai trăiesc eu. Pur și simplu am devenit proprietatea lui Iisus Hristos și El trăiește prin mine. Interesele împărăției sale se împlinesc prin mine, dragostea sa se manifestă prin mine, decența sa se manifestă prin mine, echilibrul său se manifestă prin mine,
frumusețea sa se manifestă prin mine. E adevărat, el nu mai este aici. Dar nici o problemă că e Pavel. Nici el nu mai e. Nici o problemă că sunt eu. Pavel spunea, eu calc pe urmele lui, sunt ca el. Am niște vecini care sunt indieni. Și în locul unde trăim noi, este vremea ca în România, decât că iarna este mai aspră și vara mai fierbinte. Și anul ăsta a fost o iarnă foarte lungă și foarte grea. A fost foarte multă zăpadă și temperaturi până la minus 35 de grade Celsius. Și vecinii aceștia ai noștri care sunt indieni, ei nu sunt foarte gospodari. Atunci când se face zăpada mare, unul dintre ei iese primul și din casă până la stradă, calcă așa mai apăsat și se fac niște urme. Și toată iarna, familia asta calcă în urmele alea. Orice român râde să moară când vede culmea puturoșeniei și a irresponsabilității de genul ăsta. Imaginați-vă că cei care sunt mai mici, fetițele lor, nu au pași așa de mari să calce și e o adevărată caricatură. Ei, ce am vrut eu să spun este următorul lucru, frați și surori. Diavolul vine și vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu, vorbim despre faptul că mântuirea este necesară când omul păcătuiește. Dacă cineva nu a păcătuit, nu are nevoie de mântuire. Este ca și cum ceri apă când nu ți-e sete. Nu poți bea. Mântuirea este împlinirea nevoii de a fi restaurat, iertat și împăcat cu un Dumnezeu cu care a intrat în conflict. Orice om care a păcătuit o singură dată este dat în urmărire generală de justiția și sfințenia lui Dumnezeu. Îmi vei spune pentru un păcat? Hai să vă spun o întâmplare. Dacă una dintre surorile acestea ar vrea să facă un chec, eu nu mă pricep la asta, dar soția mea a verificat exemplul ăsta și l-ar face din 11 ouă, spre exemplu, și în timp ce le sparge și le mestecă manual sau cu mașinăria aia de învârtit, imaginați-vă că unul dintre ouăle astea este stricat și le amestecă împreună cu celelalte 10 care sunt bune. Vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați vrea să mâncați din ouăl ăla cu un singur ou stricat. Dar ce sunteți așa mofturoși? Doar un ou e stricat, 10-s bune. Nu-i așa că aruncăm compoziția sacrificând 10 ouă bune pentru un singur ou stricat? Dar hai să exagerez puțin. Dacă ar fi 1000 de ouă bune și unul stricat, ați vrea să mâncăm din el? Poate să fie toate ouăle pe care le fac toate găinile din lume într-o zi sau într-o săptămână, niciunul dintre noi nu am mâncat cu plăcere dacă am ști că acolo este un ou stricat. Un ou stricat strică toată compoziția, indiferent câte milioane de ouă sunt acolo. Un singur păcat te face un om vinovat, te face un om stricat în fața justiției divine. Orice om care a păcătuit trebuie să plătească murind în iad. Dumnezeu a venit cu mântuirea ca un răspuns să-l scoată pe om din starea de rușine și de pedeapsă, de vinovăție. Și în felul acesta, procurorul acuzării își retrage acuzația și omul redevine liber, pentru că mântuirea lui Dumnezeu l-a restaurat pe om de vinovăția care plana asupra lui datorită păcatului. Ei, diavolul a venit și a spus următoarea minciună: păcatul este permis. Dumnezeu a spus că păcatul te pune în conflict cu Dumnezeu și vei merge în iad ca să-l plătești murind. Diavolul a venit și a spus: păcatul este permis. Și Petru spune următorul lucru: stricăciunea care este în lume prin poftă. Sau, uitați-vă în Galateni capitolul 5, versetele 19-21. Puteți să puneți pe screen textul ăsta, Galateni 5:19-21. Aș vrea să privim aici patru categorii de păcate care pur și simplu sunt rezonabile în generația noastră, noi care ne numim creștini. Ascultați-mă, asta este o poreclă care pur și simplu este incompatibilă cu stilul de viață omului care o poartă. Haideți să ne uităm un pic aici. Ce spune apostolul aici? El spune următorul lucru: oamenii care păcătuiesc sunt conduși de păcat. Ei sunt conduși de firea păcătoasă, datorită faptului că ei au păcătuit, ei acum trăiesc în păcat și păcatul îi domină, păcatul îi conduce. Chiriașul a ajuns stăpân, iar stăpânul a ajuns în chirie. Și Biblia spune următorul lucru: prima categorie de păcate care domină astăzi viața oamenilor sunt păcatele de natură sexuală. Acestea sunt cele mai obsedante păcate pentru că sunt în trup. Cel mai puternic instinct dintre toate instinctele pe care le are omul, de la foame, frică până la ultimile, este instinctul sexual. Pentru că cel mai important organ sexual este creierul. De aici pleacă stimulul care pune presiune prin sistemul hormonal pe om și bietul n-are decât să mănânce că e foame. Și uitați ce spune Scriptura: prea curvia e o formă, curvia e a doua, necurăția e a treia, desfrânarea e a treia, a patra. De fapt, aceste patru explicații ale păcatului acesteia cresc în intensitate. Desfrânare înseamnă, limba greacă, prostituție.
Iar primul înseamnă înascuns și cu rușine, cu frică, dar înascuns că nu mai poți. Ei, păcatul sexual este primul păcat despre care Biblia vorbește ca despre păcatul dominant. Ei, Dumnezeu a spus nu-i voie. Oamenii astăzi spun, ba da, e voie. Așa a apărut infidelitatea, așa a apărut pierderea virginității, așa a pierdut rușinea, așa a apărut divorțul, așa a apărut crimele, gelozia și toate nenorocirile care umbresc bruma de fericire pe care o achiziționăm între naștere și deces. Dar, permiteți-mi versetul următor, a doua categorie de păcate nu mai sunt cele sexuale, ci sunt cele spirituale, închinarea la idol și vrăjitoria. Sunt oameni care nu merg la biserică, care practică magia neagră și trăiesc în vrăjitorie. Mai ales pe alte continente precum Africa și Asia, vrăjitoria are cote pe care noi nu le putem imagina. Însă, a treia categorie sunt cele de natură socială, adică de relație. Și uitați ce spune Biblia. Vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, vă rog, pisme și ucideri. Toate acestea sunt păcate de relație. Observați că sunt 18 manifestări. Și ultimile două sunt păcate de personale, de autoindulgență, beții și îmbuibări. Ce vrea Pavel aici este să facă un cuprins și să prezinte patru categorii de păcate. Prima categorie cu patru valențe, patru manifestări care cresc în intensitate până la pierderea identității umane, până la animalizare, prostituția. A doua are două, următoarele câte au, ultimile iar două și așa mai departe. Ei, Dumnezeu a spus să nu păcătuiți. Diavolul a venit cu minciuna și a spus, puteți păcătui că e permis, e trupul vostru, faceți ce vreți cu el. Sunt banii voștri, faceți ce vreți cu ei. Și astăzi oamenii au două alternative, să-L asculte pe Dumnezeu și să trăiască în puritate, sau să-L asculte pe diavolul și să-și bată joc de ei și de Dumnezeu, pierzând dreptul de a merge în rai și pur și simplu neputând scăpa de acuzația care îi conduce la pedeapsa de a merge în iad pentru întotdeauna. Acesta e destinul oricărui om. Religia care o ai este ca și haina pe care o ai. N-are nicio importanță dacă ești îmbrăcat în negru, în albastru, în verde, în... Soția se pricepe la culori. Eu știu doar roșu, galben, albastru, maron și mai câteva culori. Astea principale. Ei bine, dragii mei, religia nu face diferență precum nu face culoarea hainelor noastre în timp ce am venit aici. Suntem aici indiferent ce culoare are haina noastră. Ceea ce am vrut să subliniez acum, am vrut să spun că oamenii trăiesc în păcat. Uitați-vă numai la vrajbă, la invidie, la gelozie, la ceartă, la bârfă, la cleveteală, la critică, la judecată și la altele. Acestea sunt cele mai elementare forme. Nu-mi permis să-l întreb pe fratele păstor din respectul pe care îl port, să-l întreb frate păstor, câte persoane ați exclus din biserica aceasta dacă ar curvi, pe toate care curvesc, dar pe cele care ar fi vrăjitori, pe toate cele care sunt vrăjitori, dar pe cei care zbețiv, pe toți cei care zbețiv, dar pe cei care bârfesc, pe niciunul dintre cei care bârfesc. Eu acum vreau să vă întreb, cum ne permitem noi să facem diferență între păcate? Unde am găsit noi în Biblie că unele sunt tolerate și altele netolerate? Păi chiar acum o să vă dau exemplu de un păcat, măcar că vi l-am mai spus odată, de un păcat pe care mi-e greu mi-intră în minte că e păcat. Și Biblia spune în Matei, în capitolul 25, versetul 41, Matei 25 cu 41, apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Acum, dumneavoastră, dacă n-ați fi citit Biblia niciodată, cam ce vă imaginați că au făcut oamenii ăștia dacă Iisus Hristos folosește cuvântul blestemați? Și dacă Iisus Hristos spune negru pe alb și semnează, vă duceți în iad unde merge diavolul. Cam ce v-ați imagina că au făcut ăștia? Sigur au curvit, sigur au omorât-o pe mama, sigur și mai putem înșira ceva ce e ieșit din comun. Eu cam așa m-am gândit când am ajuns să citesc Biblia aici. Fraților, pur și simplu este greu de acceptat că versetul care urmează spune următoarele cuvinte. Matei 25 cu 42. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Ați omis. Am fost însetat și nu mi-ați dat să beau. Ați omis. Am fost la spital și în închisoare și nu m-ați vizitat. Ați omis. Și acum vreau să vă întreb. Un păcat nevinovat de omitere, care este nesancționat în niciun fel, nepenalizat în niciun fel, de conducerea bisericii, poate să te transforme într-un om blestemat care nu merge în rai și merge în iad?
Dacă dumneavoastră puteți să interpretați altfel Scriptura aceasta, interpretați-o. Eu nu pot să o interpretez în altfel decât așa cum este scrisă. Că știți ce a vrut Domnul să spună? Ce a spus? De multe ori spun unuia, ascultă-mă, cum ți-ai permis să spui treaba aia? Zice, da, am spus așa, dar n-am vrut să spun așa. Băi, omule, uite cum stau lucrurile. Data viitoare să te gândești de 10 ori și aia să spui ce vrei să spui. Nu spui una și nu vrei să spui una și spui alta. Că eu nu ești din sticlă să vă ce ai în cap. Ce spui eu, aia n-aud. Domnul Iisus a spus următorul lucru. Păcatele de omitere duc în iad. Nu doar de comitere. Noi avem impresia că numai dacă trecem pe roșu suntem amendați. Culmea este că și dacă rămâi la verde blocând intersecția, tot amendat ești de Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la fenomenul ăsta? Confucius a inventat legea numită de argint, care spune așa: ce nu vrei să-ți facă altul, nu-i face nici tu. Asta înseamnă că dacă stai cu minte și ești nepăsător și responsabil, nederanjând pe altul, e ok. Hristos a venit cu superioritatea legii de aur și a spus așa: ce vrei să-ți facă ție altul, fă-i tu prim. A eliminat negația. Asta înseamnă că omiterea e păcat. Și Iacov concluzionează: dacă cineva știe să facă un păcat, dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Sunt păcatele de mai multe feluri? Nu. De un singur fel. Ou stricat. Diavolul a venit și a spus următorul lucru: păcatul este permis, neprihănirea nu este obligatorie. Păcatul este opțional. Așa se face că astăzi copiii nu-și mai ascultă părinții. Pur și simplu, fac ce vor ei. Părinții au obligația să-i crească, iar ei pur și simplu îi transformă pe părinții în ultimii oameni care aud secretele vieții lor. Scriptura îi obligă pe copii să-și respecte și să-și cinstească părinții, oferindu-le un premiu, de fapt două. Și premiile sunt pur și simplu de negăsit în altă parte. Ca să fii fericit, auzi tu, să fii fericit și să trăiești mult. Păi ce și-ar mai putea dori un muritor ca mine și ca dumneata decât să treci peste 80, 90, 100 de ani și toți anii ăștia să fii fericit? E, Dumnezeu asta promite unui copil care ascultă de părinți și care își cinstește părinții. A asculta de părinți e valabil când stai acasă la ei. Și a-ți cinsti părinții e valabil după ce pleci. Pentru că nu poți să-ți asculți părinții după ce pleci, că s-ar putea să existe părinți care vor să te conducă și după ce te-ai însurat. Și imaginați-vă că asta nu se poate. Când un tânăr se căsătorește, el hotărăște cu soția lui cum stau lucrurile, unde pun frigiderul și șifonierul, tata și mama l-au pus unde au vrut ei. Dar când ești acasă la mama și la tata, ai obligația să-i asculți. Obligația aceasta pur și simplu este expresia ascultării de Dumnezeu. Nu întotdeauna îți va plăcea și va fi ușor, dar cine îl respectă pe Dumnezeu, pur și simplu face asta ca un act de ascultare față de Domnul. Iar cine nu-și ascultă părinții, pur și simplu este ușor de înțeles că n-are nicio legătură cu Dumnezeu și că nu-i pasă de Dumnezeu. Și de fapt, diavolul îi spune să facă următorul lucru: păcat nu există, neprihănirea nu ți este impusă, nu ești obligat, aici e iadul, aici e raiul, dacă îți place să-ți faci de cap, începi. Mântuirea lui Dumnezeu este necesară pentru că am fost mințiți și pentru că am păcătuit. Și ca să nu murim, Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Ca să nu mergem în iad, Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Ca să nu ardem în foc, Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Ca să nu ne mănânce viermii, Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Ca să nu trăim veșnic departe de El în foc, Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Întreb, este necesară mântuirea lui Dumnezeu? Amin. Este. Sunt aici oameni nemântuiți. Nu știu. Dacă sunt, stimați prieteni, doamnelor, domnișoarelor și doamnelor și domnilor, dacă sunteți aici și sunteți nemântuiți, cum vă puteți permite să mergeți afară de aici, dintr-un loc în care v-ați întâlnit cu judecătorul Universului și care vă spune următorul lucru? În ziua judecății o să te trimit în ea, nu pentru că sunt rău, nici polițistul nu-i rău dacă îți dă amendă, ba dimpotrivă. E normal, nu? Că dacă dumneata treci pe roșu în timp ce eu trec pe verde, intri în mine și mă omor nevinovator pe mine ori pe nevastă. Bine-ți face să te lecuiești, să mergi doar pe verde, nu și pe roșu. Ei, Dumnezeu nu-i nedrept dacă amendează o trecere pe roșu. Ori de comitere treci pe roșu, ori de omitere că te oprești la verde. Nu-i deloc nedrept Dumnezeu, e necesar. Și Dumnezeu spune, eu vreau să te iert acum. Eu o să semnez că ești iertat. Vrei să primești mântuirea?
Unde ați mai auzit dumneavoastră un judecător să se roage de un acuzat, să fie iertat, să stea să spună, lasă-mă, Domne, în pace cu iertarea dumitale, că vreau să mă duc drept în pușcărie, ce-ai cu mine? Vreau să stau acolo 25 de ani. Ce-ai dumneata cu mine dacă vreau să mă simt bine acolo? Nu e așa că sunt puțin ridicol să fac afirmațiile astea? Atât de necesară este mântuirea. Pur și simplu atât de necesară este mântuirea. Însă, diavolul nu minte doar minciuna aceasta. El spune că păcatul este permis și neprihănirea este obligatorie. Însă cu 30 de ani în urmă, eu am avut pe mătușa soției care mi-a devenit mătușă după căsătorie și în clipa în care mi-a devenit mătușă, eu am aflat că ea este o femeie care merge la o biserică evanghelică. Și ca un om curios, nevoie mare din fire, am întrebat-o ce înseamnă aia pocăit. Și femeia s-a bucurat să-mi explice și să-mi răspundă și să-mi dea o scriptură din care să citesc și să aflu. Și știți ce am făcut? La prima predică pe care am ascultat-o în viața mea, am ridicat mâna și am spus, vreau să fiu mântuit. După judecata mea, cât mă duce pe mine mintea, în viața mea nu m-am întâlnit cu o asemenea ofertă. Fără bani, fără niciun cent, cine vrea să-mi ierte toată rușinea care m-ar duce în iad și aș muri în foc, iar eu să mai mă gândesc dacă da sau nu, stai Domnule, așa că n-am la ce mă gândi, dă-mi coace mântuirea. N-am la ce mă gândi, păi la ce să mă gândesc? Ca și cum eu spun, Domnule, îți dau $1,000,000 în această seară, ia-i și du-te. Și spui, stai Domnule, așa, nu m-a abuza. Stai așa că nu, lasă-mă să mă gândesc, dă-mi 2 zile. Eu îi spun, Domnule, du-te, gândește-te cât vrei, că nu ți-i mai dau 2 zile. Dar la ce vrei să te gândești? Dacă primești $1,000,000 sau nu, ai nevoie de 2 zile să te gândești? Am impresia că trebuie să te gândești la altceva. Frați și surori, când eu am vrut să mă pocăiesc, să-mi repar greșeala, să primesc mântuirea, știți ce s-a întâmplat? A venit diavolul din nou cu a doua minciună și mi-a spus așa, pocăința este inutilă. Iar învierea promisă prin pocăință este imposibilă. Degeaba te pocăiești că tot mori. Pocăința e așa. Nu-ți folosește la nimic, n-are relevanță, nu este eficiență, n-are dinamism, nu este explicabilă, este imposibilă, este ineficientă, n-are rost. Continuă să-ți trăiești viața. Prima minciună este bagă-te în păcat până nu te mai vezi. Lasă-l pe diavolul să te conducă, să-și bată joc de sufletul tău. Transformă-te într-un instrument de manipulare și de împlinire a poftelor destrăbălate din lume. Dar dacă îți vine mintea la cap vreodată și vei vrea să te pocăiești, el va veni în mintea dumitale prin mama, prin tata sau prin propria conștiință și va spune, nu că e inutil. Unde ai mai auzit tu? Cine din neamul tău s-a mai pocăit? Vezi de treaba ta, nu ți-a de ajuns că te-ai făcut de rușine până acum păcat, îți mai trebuie încă una? Adevărul e că cine primește mântuirea nu se face de rușine, tot ce e rușinos s-a făcut înainte. Când vorbim despre ceasul nașterii, depinde de Dumnezeu. Când vorbim despre ceasul morții, depinde de Dumnezeu. Când vorbim despre ceasul judecății, depinde de Dumnezeu. Dar când vorbim despre ceasul mântuirii, adică despre performanța de a fi grațiat de o sânda divină, de pedeapsa divină, de mânia divină, pentru păcatele făcute, cel adamic sub incidența căruia ne-am născut și cele personale făcute cu gura, cu ochii, cu mintea, cu mâna, cu toate cele milioane de posibilități care stă la îndemâna unui muritor. Toate sunt iertate prin iertare, prin mântuire, prin Hristos care a murit pentru noi. Însă, diavolul care ne-a mințit că a păcătui nu e interzis, acum ne păcălește, vrea să ne păcălească, că a ne pocăi nu este eficient, nu e necesar, n-are rost. Și pleacă omul din adunare nemântuit la un pas de a fi mântuit. Imaginați-vă tâlharul ăla care nu a primit mântuirea, moare nemântuit la un pas de Mântuitorul, aproape de cruce și departe de Iisus. Am citit undeva despre o întâmplare, nu știu dacă e reală sau imaginară, dar așa o domnișoară, ca una dintre cele prezente în această seară aici, a fost la o predică într-o seară, într-o adunare de credincioși și a înțeles elementarul că este vinovată și pentru vinovăția ei trebuie să moară în iad. Dar Hristos a murit pentru ea și ea nu trebuie să mai moară, deci să-și revendice mântuirea sub condiția credinței că Iisus e Mântuitorul și sub condiția acceptării vinovăției, da, sunt responsabil, dar Hristos m-a iertat și și-a asumat responsabilitatea mea, adică vinovăția mea. Și duminica care a urmat, fata s-a îmbrăcat cu cele mai frumoase haine și a plecat spre adunare, cu gândul să
se convertească. Convertire înseamnă a te schimba, a-ți schimba starea, a te transforma. Și pe drum a venit în mintea ei diavolul cu un gând. Dumneavoastră știți că noi cu noi vorbim cel mai mult, nu noi cu alții. Noi cu noi toată ziua vorbim în mintea noastră. A venit un gând în mintea ei și ea s-a întrebat pe ea, unde te duci? Și a spus, mă duc la biserică. De ce? Să mă convertesc, să-mi dau viața Domnului, să mă mântuiesc. Și gândul a continuat, e un lucru bun, foarte bine că face asta. Dar crezi că e timpul potrivit? Așa o domnișorică, n-ai gustat din nimic, tu crezi că e bine? Tu nu simți cum te atrag instinctele primare, n-ai vrea un pic să treci măcar o dată pe la Niagara, n-ai vrea măcar o dată, să vezi cum e. Și când ajungi așa o doamnă la 30, 40, 50 de ani, cum îi stă omului mai bine, cu greutate te duci la biserică și te pocăiești, că e necesar. Și la domnișorică i-a surâs și s-a întors acasă fără să se mai ducă la biserică. Și anii au trecut, că trec repede. Și când a ajuns așa, când, cum e un om mai așezat, îmbrăcată bine, doamna, spre biserică într-o duminică dimineață. Vechiul prieten a venit din nou și a spus, stimată doamnă, unde mergeți? Merg la biserică. De ce? Să mă convertesc și să mă mântuiesc. Oh, foarte bine. Dar credeți că e timpul potrivit? Păi nu vedeți cum se întorc toate capetele când treceți pe stradă? Nu vedeți ce succes? Nu vedeți ce măreție? Recomandarea mea este să vă întoarceți acasă, să vă bucurați un pic de viață și când aveți nevoie de un baston ca să vă îndreptați înspre adunare, mă gândesc eu că îi stă bine unui om bătrân să se ducă la biserică. Și doamnei i-a căzut bine propunerea. S-a întors acasă și anii au trecut repede. Și când s-a rezemat într-un baston că nu mai merea altfel, s-a dus din nou spre biserică. Și vechiul prieten, de data asta obraznic, că atunci când își permite să fie obraznic, atunci este ca nimeni altul. Și a spus, băbuțo, așa, disprețuitor, băbuțo, unde te duci? Și biata a zis, mă duc la adunare. De ce? Și a început să lăcrimeze. Am o datorie. Mi-a dat viață. Și de câteva ori am zis că mă duc și nu știu ce a fost în mintea mea, că m-am lăsat înșelată. Mă duc să primesc mântuirea lui Dumnezeu. Și diavolul i-a spus, ți-ai pierdut și tinerețea și mintea. Tu ai impresia că ți-ai bătut joc de viață și ți-a plăcut pe unde ai fost, iar acum Dumnezeu primește o babă păcătoasă ca tine înapoi acasă. Și se zice în întâmplare că s-a întors acasă pentru întotdeauna, nemântuită, și așa a murit. Ascultă-mă, dacă ești o domnișoară, diavolul știe ce să-ți spună. Și el a mințit pe mulți, tu nu ești prima. Dacă sunteți o doamnă, diavolul știe ce să vă spună și el a mințit pe mulți, nu sunteți prima. Și dacă sunteți o persoană în vârstă, el știe cum să vă mintă, că el a mințit pe mulți și nu sunteți prima. Ideea este următoare, stimați prieteni. Nu avem acces la ceasul nașterii. Este treaba lui Dumnezeu. Nu avem acces la ceasul morții. Mai lăsați-l odată în mâna Domnului să vină când vrea el. Și de asemenea ceasul judecății. Dar la ceasul mântuirii avem acces. Mântuirea e veche de 2000 de ani. Ea este în mâna străpunsă a Domnului și în seara aceasta Domnul se uită la noi și spune următoarele cuvinte. Te iubesc cu o iubire veșnică. N-am venit să-ți vorbesc despre judecată, deși aceasta urmează, dacă tu nu vrei să mă asculți și să mă urmezi. Te iubesc cu o iubire veșnică. Am murit pentru tine. Te simți bine când știi că cineva a murit pentru tine? Îți spune ceva gestul acesta? Ar fi cineva în stare să facă gestul ăsta pentru dumneata? Am murit pentru tine. Am murit în locul tău, nu trebuie să mai mori. Ești liber de păcatul pe care l-ai făcut. Trebuie să mă primești în inima ta și trebuie să vii în inima mea. Trebuie să crezi și să te căiești. Trebuie să devii mântuit sau mântuită. Și singura persoană care poate să spună da sau nu, ești dumneata în dreptul dumitale și eu în dreptul meu. Dacă eu acum aș scoate din buzunar o pungă de bomboane și aș lua una tacticos și aș pune-o în gură, și v-aș spune, spre exemplu, acest tânăr bărbat de aici din față, i-aș spune, vrei o bomboană? Poftește. Și i-aș întinde bomboanele. Dacă el ar spune nu, dumneavoastră vă aștepta să-l iau la bătaie, să-l oblig? Nu. Dacă el ar spune da, credeți că eu zic, a, am glumit cu tine și le bag în buzunar, ar trebui să-mi pierd mințile? Nu. Eu îi întind cu politețe și cu bunătate, dacă dânsul vrea să ia, ia, dacă nu, nu. Dacă nu vrea să ia, pot să insist, o dată sau de două. Dar imaginați-vă că nu pot să insist prea mult, că omul crede că ei, Domnul în această seară oferă mântuirea. Oferă mântuirea unui om care are nevoie de ea.
Unui om care nu vrea să meargă în iad. Unui om care nu vrea să fie urmărit de justiția lui Dumnezeu, de blestemul lui Dumnezeu și de mânia lui Dumnezeu. Iar această mântuire este în dar, pentru că Iisus a plătit-o murind pe cruce. Însă, în încheiere, stimați prieteni, aș vrea să vă spun următorul lucru. Este ușor să primim mântuirea lui Dumnezeu, pentru că primirea mântuirii este un eveniment. Primirea mântuirii este un eveniment. Însă în 2 Petru, de unde am citit mai devreme că stricăciunea care este în lume vine prin poftă, în versetul 5 care urmează, apostolul spune despre 8 trepte, despre 8 pași pe care un om trebuie să-i facă ca să se desprindă din stricăciunea asta și să ajungă părtaș firii dumnezeiești. Și începe cu credința și spune, prin credință vei fi mântuit. Și apoi spune că fapta, următorul pas, este manifestarea credinței, adică ce faci după ce crezi. După ce crezi, începi să trăiești în funcție de ce crezi. Dacă crezi că Iisus Hristos este sfânt, vei începe să trăiești așa. Dacă începi să crezi că Iisus Hristos nu consumă alcool, vei începe să trăiești așa. Dacă începi să crezi că nu-ți poți permite să ajungi robit de pornografie și cine odată se uită acolo s-a terminat, atunci nu te vei mai uita acolo. Și lista continuă. Vă pot da 1000 de exemple, dar nu este nevoie. Ei, asta se întâmplă după ce crezi. Credința aceasta începe să se manifeste, să se concretizeze în anumite fapte ale acestei credințe. Cine ia personal această credință, cine face din adevărul acesta un adevăr personal, adevărul acesta îl transformă și se numește în Biblie parcă născut a doua oară, parcă născut din nou. Expresia născut din nou pur și simplu vorbește despre naștere. Ce înseamnă naștere? Iese de aici, aici. Își schimbă mediul. Aici respiră într-un fel, afară respiră în altul. Aici mănâncă într-un fel, afară mănâncă în altul. Aici stă într-un fel, afară stă în altul. O schimbare de stare totală. Ei, exact așa este mântuirea. Ești de sub autoritatea diavolului, unde trăiești într-un fel, unde vorbești într-un fel, unde ai anumite valori și priorități și te așezi sub autoritatea lui Iisus Hristos, unde totul se schimbă. Devii un alt om. Pur și simplu un alt om. Parcă te-ai născut încă o dată. Asta este nașterea din nou, din apă, care e cuvântul lui Dumnezeu predicat, adevărul ăsta pe care îl primești personal, sau, adică nu sau, și cu Duhul Sfânt, care e puterea lui Dumnezeu. Cuvântul spune ce și Duhul îți dă resursă ca să împlinești acest ce. Însă, gândul cu care vreau să închei este următorul. La vârsta la care am ajuns, îmi este ușor să identific faptul că mântuirea se primește în urma unui eveniment. Un exemplu. Imaginați-vă o persoană de aici care în această seară reacționează la răspunsul meu. Cine vrea să primească mântuirea? Avem aici o domnișoară și încă alte câteva mâini, nu le-am numărat, aici în sală. Și eu spun, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Și dânsa spune, da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele tale când a murit acolo pe cruce, pentru ca să ți le ia și să nu mai fii păcătoasă? Și ea spune, da, cred. Și acum mă mul la a doua condiție. Îți pare rău pentru păcatele care le-ai făcut? Și ea spune, da, regret, dacă aș mai trăi încă o dată, nu le-aș mai face. Vrei să-L primești pe Hristos în inimă și odată cu El mântuirea și iertarea? Și Dumnezeu îi spune, da. Și în clipa aceea eu spun, la credința pe care o scoți din gură, potrivit la Efeseni 2, 7 și 8 și potrivit la Roman 10, ești mântuită. Că prin credință se capătă mântuirea, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și pur și simplu, la 8 și 10, 12 minute, este mântuită într-un eveniment de joi seara la Biserica Poarta Cerului. Se duce acasă. Nu vorbesc acum de domnișoara sau de altcineva, ci ipotetic despre o persoană prezentă aici. Se duce acasă. Și nu moare ca tâlharul care a primit mântuirea și imediat a fost omorât. Știți la cine mă refer? Unul dintre cei doi tâlhari. Ăla a murit. Și pentru că a murit, n-a mai putut să se boteze, dar nici să păcătuiască, că a murit. Nu l-a mai ispitit diavolul, n-a mai venit să-l îndemne din nou la fete, cum făcea înainte, la furtișaguri, la crime, la agresiuni, că a murit. Și când a murit, a murit cu mântuirea în brațe, a murit mântuit. Dar persoana care se mântuiește în această seară nu moare. Și se trezește mâine dimineață. Și dânsa, de obicei, când se trezește dimineața, pocu pipă, pocu țigare. Mâine dimineață, când se trezește, vine automatismul. Vine automatismul, reflexul, obiceiul. Și la țigare. Dar și aduce aminte că seara a fost mântuită. Aoleu, nu mai pot să mai fumez. De ce?
mi-am dat viața Domnului. Și eu nu mai sunt al meu, sunt al lui. Dar instinctul nu știe el de mântuire. Că foamea, degeaba îi spui, fii cu minte, că astăzi nu se poate, mănânci tu peste 2 săptămâni. Spune așa la instinct, ăsta n-are minte. Ăsta un lucru știe, burta-i goală, ești în stare să furi, să dai în cap. Și dorința de țigare, în spinare. Și dacă trăiești în mai multe păcate, se face 8, se face 9 și automatismul începe să funcționeze. Toate cele pun presiune și te abții de la fumat, dar nu te poți abține de la toate, că e greu. Și astăzi mai aprinzi o țigară, ești mântuit, duminică te duci la biserică, n-ai niciun chef pe bancă, nu poți să te rogi, nu poți să cânți, că știi ce ai făcut. Sau o imagine, sau o vorbă, sau și nu se mai termină. Și uite așa se face că omul mântuit joi seara la poarta cerului, într-un eveniment, nu se poate maturiza. Că atunci când ești mântuit, ești mântuit că a murit el, dar când te maturizezi, te maturizezi că mor tu. Și trebuie să mor față de păcat. Când țigarea vine, spui, nu simt nimic, domnule, degeaba îmi dai pe la nas cu tutun, că nu mai simt nimic, nu-mi vine. Degeaba mă pui să, că nu-mi vine să, nu, n-am nevoie. Poftim, ia dumneata, du-o acasă. Du-o acasă cu blestem cu tot, cu diavolul cu tot, du-l. Nu-mi vine să fur. Nu mai îmi vine să mă uit la pornografie. Intru în ord, intru pe internet, intru unde am de 3 intrat și ies. Nu mai îmi vine să mai mă uit. Sunt mort față de păcat. Am înviat față de Hristos și am murit față de păcat. Și stilul ăsta de viață de străbălat, care pur și simplu m-a avut ca și client. Acolo eram prezent, cum deschideam ochii țop. Astăzi nu mai sunt clientul lui, nu mai sunt client la țigări, la pornografie, la prietenii de prostii, nu mai sunt client, sunt un om nou. M-am născut încă o dată. Acum eu sunt mort față de păcate și sunt viu față de neprihănire. Vei deveni mântuit prin moartea lui Iisus Hristos, însă vei deveni maturizat, instruit, edificat, om mare în Hristos prin propria moarte. Sunt mulți mântuiți care nu-s morți. Și se zvârcolesc păcatele în ei, păcate pe care le fac și pe care le ascund. Și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, scrie și spune în versetul 1 așa, fraților, acum cui credeți dumneavoastră că a scris epistola asta? La primar? La primarul nemântuit din Corint sau la biserica Domnului din Corint? Evident, la biserica Domnului din Corint. Că uitați ce spune, fraților. Și zice așa, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni maturi. Oh, bine că e acolo, mulțumesc. Fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, maturi în Hristos, crescuți, spirituali, instruiți, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Care sunt oamenii lumești care vin la biserică? Începătorii, adică mântuiții, tocmai născuți din nou. Cum e copilul când îl naște maică-sa? Atât. Spune, ia ridică-te, drăguțule, în picioare să te văd. Nu se ridică. Spune, ia vorbește, zi 2-3 cuvinte să văd cam cum vorbești. Nimic nu zice. Zice, ia ține cartea asta până când mă întorc, nimic nu vrea să țină. Când e foame, țipă, trezește toată casa, are numai pofte și dorințe, dar nu-i bun de nimic, decât să te uiți la el și să te bucuri. Dar nu vă supărați, cam peste un an și ceva, începe să vorbească. Doamne Iisuse, păi cea mai mare plăcere din lume nu se compară la tată, mamă sau mai ales bunic, bunică, să-l vezi pe ăla când începe să vorbească sau să meargă. Păi pur și simplu simți că leșin, nu suporți bucuria. Ei, dar când se întâmplă asta? Când începe să acționeze și încet, încet începe să vorbească, ce, știți cum se numește asta? Se maturizează. Încet, încet începe să meargă, știți cum se numește asta? Se maturizează. Încet, încet se duce la școală și îl vezi pe viteazul lui David cu Dita mai Ghiozdanu, nu se vede de el. Și se duce și el la școală. Apoi îl vezi conducând mașina. Apoi venim cu o domnișoară acasă și spune mamei, nu știu cum să spun, dar o să te părăsesc din cauza la domnișoara asta, să nu te superi pe mine, să nu te superi pe mine. Și așa face. Și maică-sa bucuroasă își cheltuie toate economiile dintr-o viață și îi face nuntă, domnule. Îi face nuntă. Și se uită la el, cum îi aduce acasă nepoții și îmbătrânește și îmbătrânește fericit și liniștit. Știți de ce? S-a făcut copilul mare. S-a maturizat. Mi-a să știți că sunt situații când un copil se naște cu malformații și nu crește, nu se dezvoltă, nu vorbește niciodată, nu merge niciodată. Mama aceea e frustrată că nu o să-l vadă în veac cu un ghiozdănel în spinare. Nu o să-i facă niciodată sandwich, că pleacă la școală. Nu o să-l vadă niciodată la altar, stând lângă o fată îmbrăcată în alb. Niciodată. Pentru că este un copil care s-a născut, dar nu crește.
o povară pe familie, o durere pe familie și acest exemplu vreau să-l aduc acum în biserică și să spun următorul lucru. Orice pastor din orice biserică este fericit când cineva se naște din nou în biserica lui Dumnezeu. Îl botează, îl vizitează, se roagă pentru el, îi răspunde la toate întrebările și îl ajută. Însă el s-a născut din nou prin moartea lui Iisus Hristos. Însă acum el trebuie să accepte să moară față de păcat și păcatul să nu mai aibă gust pentru el, să nu mai fie tentant pentru el, să nu-l mai pună în conflict cu Dumnezeu, în conflict cu propria conștiință și în conflict cu părinții sau cu familia, soțul sau soția. Dacă omul acesta nu se maturizează, îmbătrânește în adunare, dar e ca un copil din punct de vedere al pocăinței, adică ca un începător, nu-i bun de nimic. N-are bani pentru casa Domnului. Când vine îmbrăcat, pastorul trebuie să se uite încolo, că e rușine să se uite. Dacă e vorba de o zi voluntară, nu poate că el are serviciu, de parcă noi suntem șomeri. Și nu poate să facă nimic. Știți de ce? Știți de ce? Din același motiv. Frați și surori, primul lucru pe care trebuie să-l facem în viață este să ne mântuim. Prin moartea glorioasă, neînțeleasă, inexplicabilă și nemeritată a Domnului nostru Iisus Hristos. Această dragoste noi nu s-o mai întâlnim a doua oară. Această dragoste nu s-a mai manifestat niciodată decât acolo, pe crucea aia înfiptă pe dealul Golgota lângă Ierusalim în Israel, când a murit pentru mine. Atât de tare m-a umilit această dragoste a Lui de a mă onora în timp ce meritam pedepsit, încât n-am putut să nu accept mântuirea Lui și n-am putut să fug de dragostea Lui. Dar mi-am dat seama după ce m-am mântuit că nu se termină, ci începe. Și toate automatismele, toate plăcerile astea păcătoase și destrăbălate, care m-au îndepărtat de Dumnezeu și mi-au dat calitatea de vrășmaș, de păcătos al lui Dumnezeu, sau față de Dumnezeu, a trebuit să mă lupt cu ele și prin disciplinele spirituale să mă împotrivesc tare în credință. Mă împotrivesc tare în credință. Și obsesia aceasta să nu mai aibă stăpânire asupra mea. Mă uit la computer, dar nu mai mă uit la ce mă uitam înainte. Aceasta este situația dumitale. Te duci în oraș, dar nu mai te duci pentru ce te duceai înainte. Faci anumite lucruri, dar nu le mai făceai cum le faci înainte. Te uiți cu ochii, dar nu mai poftești cum pofteai înainte. Aceasta se numește maturizare. Oamenii sunt nemântuiți, oamenii sunt mântuiți sau mântuiți maturi. Sau mântuiți maturi. Să nu-ți cadă greu că eu te întreb cu o dragoste de frate și de preten, cum ești din aceste patru categorii? Poți spune astăzi că ești omul ăsta mântuit prin moartea lui Hristos și maturizat, crescut ca un om duhovnicesc plin de Duhul Sfânt prin propria moarte față de păcat? Dacă ești un astfel de om, împărăția lui Dumnezeu are câștig și bucurie. Interesele împărăției lui Dumnezeu se împlinesc prin ostenelile dragostei. Ești o persoană care îl sperie pe diavolul și care îl onorează pe Dumnezeu. Ești o mare îmbărbătare pentru păstorii din adunare, care nu se văd singuri în luptă și pur și simplu au la cine să cazeze un musafir, au la cine să ceară niște bani când trebuie să reacopere acoperișul, au la cine să ceară o zi de post când se duc într-o slujire, au cu cine să facă o ungere cu un de lemn, au cu cine să se roage pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu sunt înconjurați de străini, sunt înconjurați de frați plini de Duhul Sfânt, plini de puterea lui Dumnezeu, frați pentru care Iisus Hristos este mai important decât lumina ochilor lor. De ce? Oamenii aceștia sunt mântuiți, sunt iertați, dar oamenii aceștia sunt crescuți spiritual, sunt maturizați, sunt duhovnicești. În seara aceasta am venit să vă spun acest mesaj și să mă uit la dumneavoastră și să vă spun că indiferent de vârsta biologică, noi avem o vârstă spirituală, noi avem o stare, o înălțime, un statut spiritual. Noi trebuie să fim mântuiți prin moartea Domnului Iisus și maturizați prin propria noastră moarte. În această seară aș vrea să vă chem la rugăciune și rugăciunea să fie o aplicație practică, o reacție a noastră la acțiunea lui Dumnezeu de a ne spune adevărul. Domnul n-a vrut să se facă dușmanul nostru că ne-a spus adevărul,
El a vrut să ne informeze înainte să se întâmple și să fie prea târziu despre ce ar trebui să facem ca să scăpăm. Și în această seară eu aș vrea să fac o rugăciune pentru toți oamenii care vor să se mântuiască. Precizez faptul că nu prin rugăciunea mea se mântuiesc oamenii. Rugăciunea mea este doar o mărturisire a lor înaintea lui Dumnezeu. Dar mântuirea acestor oameni se realizează prin propria lor credință că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru ei și prin propria lor căință, asumându-și responsabilitatea propriei lor vinovății. Aș vrea să fac o rugăciune pentru oamenii aceștia. Și apoi aș vrea să fac o rugăciune pentru frații mei și pentru surorile mele, care au întârziat să devină plini de Duhul, care au întârziat să se disciplineze și să se lase de păcatele ascunse pe care le repetă și de care sunt stăpâniți, care au întârziat să se maturizeze și să devină duhovnicești, oameni care astăzi nu mai sunt stăpâniți de toate automatismele comportamentale stabilite și fixate înainte de mântuire. Și acum oamenii ăștia sunt liberi față de păcat pentru că au murit. Nu mai sunt tentați când trec prin fața restaurantului, nu mai sunt tentați, iar dacă totuși sunt tentați, ei pot totul în Hristos care îi întărește. Aduceți-vă aminte că Pavel în Roman 7 spune: nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Că ce vreau să fac, binele, nu pot să-l fac, iar răul pe care nu vreau să-l fac, asta fac. Dar în 2 Timotei, atunci când este pe patul morții și când cere haină, că era în pușcărie și era frig, și când cere Biblia din piele, cartea din piele, ca să se îmbărbăteze, el spune următoarele cuvinte: tetelestai, am isprăvit, am păzit credința, acum mă așteaptă cununa. Câtă diferență între Roman 7 și 2 Timotei, e diferența maturizării. E diferența nu doar a morții lui Hristos ca să-l mântuiască, ci este diferența morții lui ca să se maturizeze, să crească și să ajungă la asemănarea chipului lui Iisus Hristos pe care îl poartă ca o mărturie într-o lume destrăbălată. Frați și surori, mai spun doar pentru cei care vor să se mântuiască următorul lucru. Eu știu că o să-ți fie rușine să spui eu vreau să mă mântuiesc. Dar vreau să spun următorul lucru. Nu-i bine să-ți fie rușine. Rușine e ce ai făcut până acum. Acum îndrepți lucrurile care au fost jenante. Ceea ce faci acum este onoare, este demnitate, este de laudă și mai mult de atât. De ce trebuie să-ți fie rușine față de oameni ăștia că nici nu-i cunoști? Și când ai fost în ziua necazului, când ți-a fost frică, când ai fost trădat sau trădată, mințită, trântită la pământ, pe nimeni n-ai interesat de dumneata decât pe cel pe care ești în stare să-l lași din nou cu mâna întinsă, din rușine pentru oamenii ăștia. Și vreau să vă invit, stimați prieteni, care sunteți nemântuiți. În seara aceasta, de 17, dacă bine zic, pentru că în fiecare seară venim la biserică, nu mai știu când e duminica, dar probabil că este 17 iulie, în seara aceasta vreau să vă chem aici la poarta cerului să vă mântui sufletul prin darul lui Dumnezeu care vă stă la dispoziție. Și vreau să întreb, cine sunt persoanele în această seară care vrea să primească mântuirea lui Dumnezeu? Ridicați o mână. Fără nicio rușine, este dreptul dumneavoastră de a fi mântuiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea în această seară să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Așa a început viața mea spirituală. Eram în biserica din strada Sebastian cu 30 de ani în urmă. Eram în București. Și predicatorul acela, după ce a predicat Evanghelia, a spus: cine vrea să fie mântuit, să vină aici în față, că vreau să fac o rugăciune pentru omul ăla. Deși mi-a fost rușine, deși povestea e lungă, deși mi-a fost rușine, m-am dus. Și vreau să spun astăzi că-s bucuros, să nu spun mândru, de faptul că atunci am ieșit în fața Domnului ca să deschidă cerul și pentru mine și să-mi mântuiască sufletul. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. Și persoanele care vor să fie mântuite în această seară, am să le rog să nu le fie greu, să iasă dintre rânduri și să vină aici în fața amvonului pentru câteva clipe. Nu o să le întreb nimic, nu o să le pun să facă nimic, ci vreau doar să fac o rugăciune pentru sufletul acestor oameni. Dragii mei, stimatele mele, nu eu vă chem, eu sunt un om, nu am ce să vă ofer. Vă cheamă Dumnezeu care vrea să mântuiască sufletul dumneavoastră. Veniți de acolo de unde sunteți, pentru împăcarea cu Tatăl. Este o seară a împăcării, este o seară în care Tatăl își deschide brațele să-l primească acasă pe copilul care a fugit și care i-a pricinuit și rușine și durere. Stați în fața Domnului în această seară. De asemenea, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să întreb,
Dacă în această seară sunt persoane care vor să crească, să aplice discipline spirituale în viața lor, să abordeze viața nu cu superficialitate și mediocritate, ci dimpotrivă, cu responsabilitate, nu vă pun să ridicați mâna, dar în Duhul dumneavoastră spuneți: Doamne, sunt aici, Tu mă știi, Tu mă cunoști. În seara asta promit, ca să devin mai interesat și mai responsabil de faptul că m-ai făcut copilul Tău, aș vrea să vă invit să vă aplecați capetele înaintea Domnului. Tată care ești în ceruri, ne-am ridicat în picioare ca să Te onorăm și să recunoaștem că Tu ne-ai creat din țărâna pământului. Tu ne-ai dat viață și Tu ne-ai purtat de grijă până astăzi, de când ne-am făcut, de când ne-am născut. În anii aceștia am trecut prin multe, Doamne, dar Tu ai fost tăria noastră, Tu ai fost ajutorul nostru. Tu ne-ai întărit atunci, în ziua necazului, noaptea cea grea, în momentul ăla de lipsă, atunci când am rămas singuri și ni se părea că s-a terminat totul. Tu ai fost tăria noastră, mângâierea noastră. În seara aceasta ne oprim în fața Ta să recunoaștem că Tu ne-ai schimbat soții care au fost poate răi și irresponsabili la început, sau poate soțiile. Tu ne-ai transformat pe noi, Doamne. În această seară ne oprim înaintea Ta și primul lucru pe care vrem să-l facem este să mărturisim înaintea Ta persoanele acestea care au sfidat rușinea și prin credință și căință au ieșit în fața Ta să primească mântuirea. Ai promis că dacă cineva Te va căuta, Te vei lăsa găsit. Ai promis că dacă cineva va crede, va fi mântuit. Ai promis că dacă cineva se va căi, așa cum este zăpada de albă, așa îi va deveni viața. În numele Domnului care a murit pe Golgota, pe cruce, care a fost plin de sânge, care a răbdat durere și rușine, care s-a făcut din Dumnezeu om, în această seară, în numele Lui, în autoritatea sângelui Lui și a jertfei Lui, mărturisim înaintea Ta și Te rugăm prin credința și căința lor: Doamne, iartă-i de păcate, eliberează-i, scrie-le numele în cartea Ta și în numele Domnului fă-i copiii Tăi. Prin ei câștigă și oamenii din casa lor, oamenii din viața lor. Învață-i de asemenea mai multe despre cum trebuie să se boteze, să crească, să se maturizeze, să devină niște viteji ai Tăi, niște ambasadori ai Tăi, niște voievozi ai neprihănirii, Doamne. Punem numele Tău peste viețile lor. Dacă sunt bolnavi, dacă sunt prinși la colț de viață, Doamne, în numele Domnului lucrează în viața lor, potrivit cu voia Ta și cu nevoia lor. În numele Domnului îți mulțumim că ne-ai ascultat și le-ai dat mântuirea în harul Tău. Apoi ridicăm înaintea Ta numele oamenilor de pe aceste bilete și necazurile, suferințele și problemele lor. Persoane care au trimis aici la amvon, la altar, bilete pe care și-au scris amarul, au explicat limitele cu care se confruntă, frângerile cu care se confruntă, bolile lor terminale, plângerile lor, necazurile și suferințele lor. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în numele Tău, în puterea sângelui Tău, în autoritatea Ta și în slava Ta, îngrijește-Te de oamenii ăștia, vino în ajutorul lor. După cum Te-ai oprit în dreptul lui Bartimeu, în ciuda faptului că oamenii au spus să mergi mai departe, oprește-Te și în dreptul acestor persoane, vindecă-i, eliberează-i, dă-le ajutor, ascultă-i și binecuvintează-i după voia Ta și după nevoia lor. Și în al treilea rând, rugăciunea noastră se ridică spre tronul Tău de milă și de îndurare, implorându-Te, condus spre maturizare inimile noastre. Ajută-ne să creștem, Doamne, să ieșim din mediocritate, din superficialitate, Doamne, din starea aceea în care noi suntem mai importanți decât Tine, mai importanți decât membrii familiilor noastre, mai importanți decât frații noștri și mai importanți decât tot oameni. Și ajută-ne să ne jertfim pentru Tine. Ajută-ne să ne jertfim pentru familiile noastre. Ajută-ne să ne iubim soțiile și să fim supuse soților. Ajută-ne să ne respectăm căpeteniile din adunare, pe frații păstori. Ajută-ne să ne cinstim părinții. Ajută-ne să trăim în puritate, având grijă ce facem cu viața noastră, cu prezentul nostru și cu viitorul nostru. Mântuitorul nostru drag, am venit înaintea Ta și ne-am deschis inima. Nu avem nimic de ascuns, că oricum ne putem ascunde. Suntem doar așa cum suntem. Ne e rușine de unele lucruri. Am fi vrut să fim mai buni, mai puri și mai neprihăniți. Dar primește-ne, iartă-ne, ridică-ne și maturizează-ne. Umple-ne de Duhul Sfânt. Fă-ne oamenii aceia cărora nu le mai spui stați,
până veți primi, ci duceți-vă că ați primit. Nu vei mai spune veniți și primiți mântuirea, ci duceți-vă până la marginile pământului. Faceți ucenici din toate neamurile. Doamne, venim în închinare, dar ne ducem în evangelizare, că aceasta este misiunea noastră. Îți mulțumim că ne asculți. Ne închinăm înaintea ta cu adorare. Frumosul nostru Dumnezeu, minunatul nostru stăpân, gloriosul nostru rege, care umpli universul cu prezența ta, care ai încăput și în inimile noastre ca să ne mântuiască, să ne vindece și să ne binecuvinteze. Ne închinăm înaintea ta cu toată adunarea și împreună să spunem, lăudat să fie Domnul! Amin.